Comuna Curtișoara va avea centru de zi pentru copiii expuși riscului și abandonați de familie. Primarul Gheorghe Gănescu va moderniza o școală și o va transforma într-un adăpost pentru copiii cu astfel de nevoi speciale. Pentru această investiție a fost accesat un proiect pe fonduri europene. Școala Dobrotinet din deal, ținând cont că nu mai sunt elevi atât de mulți cum erau pe timpuri, în momentul de față toți elevii coboară cu microbuzul școlar la centru. Sus, în deal, ne-am gândit ca să-i găsim o nouă destinație. Fiind o școală veche, am făcut un proiect tot prin PNRR și am zis să o reabilităm și să facem un centru de zi pentru copii expuși riscului și abandonați de familie. Copiii cu probleme vor fi identificați de autorități cu ajutorul Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Curtișoara. În echipa noastră de la primărie avem un copartevet de asistență socială și o să facem tot ce ne stă în putere ca să putem să colaborăm cu părinții care au probleme cu copiii, ca să îi consiliem sus la școală acolo. Fonduri europene sunt accesate prin PNRR-ul și valoarea proiectului este de 1.952.430 RON. Primăria Curtișoara are în lucru mai multe proiecte pentru modernizarea comunei. Edilul spune că nevoile comunității reprezintă o prioritate pentru el și, an de an, investește în cât mai multe proiecte care să vină în sprijinul locuitorilor.